Acest moment e foarte important pentru poporul nostru când celebrăm 100 de ani de stat modern în România. Vă mulțumesc că ați participat la paradă, la depunerea de coroane. În continuare, administrația locală a pregătit pentru dumneavoastră un spectacol dedicat special acestei zile. Încă o dată, la mulți ani și să ne bucurăm de acest moment deosebit. Dumnezeu ne-a binecuvântat acest ținut frumos numit România. Avem și munți, avem și ape, avem și voi, avem și oameni frumoși și oameni buni care vor avea grijă de România încă 100 de ani. Avem un spectacol folcloric care acoperă toate zonele țării, cu muzica așa din sufletul românului, pentru că dacă este sărbătoarea noastră, ca la orice petrecere, nu trebuie să lipsească jocul și voia bună. Nu ca un prilej de distracție, ci mai ales ca un act de mărturisire a sufletului și a identității naționale. Suntem uniți aici de acest sentiment de mândrie națională, nu v-a speriat frigul și iată-ne aici de mai bine de 2 ore să sărbătorim împreună România, pentru că România suntem noi. Mă bucur să vă văd de număr atât de mare, pentru că chiar s-au pregătit oficialitățile pentru dumneavoastră. Iată, avem această piață a Revoluției cu o înfățișare nouă și un brad pe care îl veți vedea luminat la lăsarea întunericului. Acum ne bucurăm de acest soare care se revarsă pentru noi ca o binecuvântare a acestei zile. Nu vreau să lungesc momentul pentru că ați venit să vedeți numele de afiș al acestui spectacol și vom deschide evenimentul nostru de astăzi cu un ansamblu etnofolcloric venit de peste Prut. Ansamblul etnofolcloric Plăieșii îi cunoaște, știu că iubiți, îi vin de la Chișinău. Acest ansamblu a debutat în... Vă rog frumos să poftiți pe scenă! Vreau să spun spectatorilor roșii câteva cuvinte despre acești tineri frumoși și inimoși care iubesc folclorul. Sunt atât de împătimiți de folclor încât și-au dorit să studieze muzica populară, deși vă mărturisesc că iau alte meserii, sunt polițiști, sunt șoferi, fiecare dintre ei au meserii, dar sunt uniți pe această scenă din dragoste de folclor. Și vin de fiecare dată în România să ne cânte și să ne cânte. Din 1980